În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacuvioasă Părinte Stareț, frați preoți și diaconi și iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos, în episodul pe care l-am ascultat astăzi, citindu-se din Sfânta Evanghelie după Matei, era profund marcat de un lucru trist. I se adusese vestea că a fost decapitat Sfântul Ioan Botezător. Cel mai mare dintre oameni, după cum îl prezenta Mântuitorul Iisus Hristos, cel care avea să facă legătura între Vechiul și Noul Testament, care avea să încheie șirul celebrilor proroci vechi testamentari, se deschide calea venirii Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta a fost, printr-o necugetată judecare, decapitat. Mântuitorul Iisus Hristos, în urma acestei vești, simte nevoia să se retragă în singurătate. Nu pentru a fi singur, se însingura pentru a se consulta cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Sfânta Treime, adică pentru a duce mai departe misiunea pentru care a venit pe pământ. Mulțimea îl urmează, ceea ce înseamnă a se face un fel de presiune asupra sa, în situația în care se găsea, să fie aglomerat de mulțimea care aștepta de la el tămăduiri, sfaturi, încurajări și așa mai departe. Dar pe de altă parte era și un semn de solidaritate. Deci în același timp îl și încuraja, văzând că mulțimea îi este alături și că așteaptă ceva de la el. Și în situația aceasta își continuă misiunea. Se apropia seara și la un moment dat intervin ucenicii: Doamne, e spre seară, mulțimea aceasta cine știe care de când ne urmează, dă-le drumul, adică încheie pentru astăzi, ca să meargă să-și cumpere ceva de mâncare prin satele din apropiere, cei care nu aveau eventual și cam nu aveau în straița lor. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, senin, liniștit: nu trebuie să meargă, dați-le voi să mănânce. La care ucenicii se uită unul la altul: cum vorbește Mântuitorul așa ceva? De unde să dăm noi mâncarea la atâta mare de lume? Avea o rezervă de vreo 5 pâinișoare și 2 pești. Și îndrăznesc să-i spune Mântuitorul că doar atât avem. N-are importanță cât aveți, aduceți-le aici la mine. Le-a binecuvântat și a zis ucenicilor: acum luați și duceți mulțimii. Și-au dus și mulțimea s-a hrănit în voie. Era de ordinul miilor. Și după ce a terminat de mâncat, Mântuitorul îi îndeamnă să adune firimiturile ca să nu se prăpădească, bucățelile rămase de la această masă. Și-au adunat mai mult decât au dus. 12 coșuri pline, din 5 pâinișoare făcute bucăți, nu prea umpli 12 coșuri pline, dar din rămășițele de la masă s-au umplut 12 coșuri pline. Aceasta a fost minunea pe care am ascultat-o astăzi.
Mântuitorul Iisus Hristos, încheind această, să zicem, masă, nu festivă, dumnezeiască, a poruncit ucenicilor să ia corabia și să treacă de cealaltă parte a mării, unde aveau ei să continue ziua următoare. Din nou se uită unul la altul, bine, noi ne ducem, dar el cu ce vine? S-o fi întrebat ei. Ei, porunca-i poruncă, au urcat în corabie și au început să vâslească spre malul celălalt. Și Mântuitorul s-a retras din nou în singurătate. Acesta este momentul cheie al episodului de astăzi, în singurarea aceasta a Mântuitorului. Se vede că firea umană a sa s-a resimțit în urma veștii legate de Ioan Botezătorul, dar și a oboselii. Pentru că firea umană a Mântuitorului avea limitele ei. Era supusă oboselii, întristării, foame și așa mai departe. Sigur că era puțin mai tare decât firea noastră, pentru că neavând păcat, era mai rotund, era mai deplină. Și totuși a simțit nevoia să se însingure puțin, să se retragă pentru a spori forțele acestei laturi a ființei sale. Dumnezeirea n-avea de suferit, dar latura umană a Mântuitorului se vede că avea de suferit. Simțea nevoia acestei însingurări. Simțea nevoia reculegerii într-o rugăciune profundă, simțea nevoia regăsirii de sine, a regăsirii forțelor cu care se poate merge apoi mai departe. Și se vede că le-a regăsit. Pentru că în zorii zilei, Iisus Hristos o ia pe urmele corăbiei, cu forța sa dumnezeiască și cu cea omenească întărită, completată prin har divin, mergea pe luciul apei ca pe uscat, ca într-o plimbare. Fapt despre care veți auzi duminica viitoare. Acum încercăm să mai insistăm puțin asupra acestei însingurări. Dacă ne folosește la ceva sau nu. Noi o regăsim această însingurare în rugăciune de obicei, alții în meditație, alții în lectură, alții în admirarea naturii. Sunt atâtea posibilități de a ne regăsi pe noi înșine în singurătate. În singurătate nu însemnează a fi singuri. Dacă nu găsim pe cineva în acea singurătate a noastră în care încercăm să ne retragem, dacă nu găsim pe cineva care să ne sporească forțele, ne-am însingurat degeaba. N-am făcut nimic. Însingurarea aceasta a noastră este întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea în rugăciune, acolo ne regăsim pe noi înșine, în convorbire cu Dumnezeu, ne întărim puterile, ne sporim speranțele, iubirea față de Dumnezeu și față de semeni și față de întreaga Lui creatură. Povestea odată, fie iertat, celebru actor Radu Beligan, călătorea pe tren cu un actor mai în vârstă, cu mult decât el, care nu avea conservatorul, nu avea școala de actorie, dar era un actor mare, bun, dar era, cum se numește, autodidact. Nu citise el prea mult din teatru, dar ce juca, juca bine, frumos. Și Radu Beligan citea o carte, nu mult mai mare decât acest liturghier, puțin mai grosuță. Și la un moment dat îl întreabă, ce citește acolo
băiete, erau încă tineri beligani. Păi, o carte interesantă. Mi-o dai și mie după ce obosești puțin. I-a dat-o, nu s-a mai putut despărți de ea, bătrânul actor. Și la urmă încheie el așa, după ce a terminat de parcurs toată sau o parte, în orice caz a nimerit peste 4 locuri în care eroul se retrage în singurătate pentru a medita, pentru a se-și consolida forțele, pentru a avea o misiune grea. Este cel mai dramatic și cel mai dilematic erou din literatura universală. Și vi-l spun, poate că mulți ați auzit, despre Hamlet de Shakespeare. Și întreabă, după ce parcurge el, ce măi, mare, greu rol. Ce oare ce face? În 4 rânduri rămâne singur în scenă. Ce face el în timpul acesta? Pentru că de obicei a sta pe scenă singur e o problemă mare de actorie. Să n-ai cu cine schimbă o vorbă, să n-ai ce mișca, ce faci, să muți un lucru de aici colo. Pur și simplu să fii numai în scenă 10 de minute în șir. Și zice el, așa mai glumesc, zice, n-are nici buzunare. Că mai bagi mâna în buzunar și mai trece vremea. Echipamentul lui era de așa natură că nu avea buzunare. Ce poate face, zice, în 4 rânduri când rămâne singur în scenă? Sunt cele 4 monologuri celebre din piesa Hamlet de Shakespeare, în care eroul se însingura pentru a se întâlni cu Dumnezeu, spre a-L consulta cum să ducă mai departe misiunea cumplită pe care o avea. I-aș răzbuna tatăl, regele ucis de fratele lui, povestea e lungă. Ei bine, dragii mei, iată că și Mântuitorul simțea din când în când nevoia aceasta de a se însingura, de a sta de vorbă cu Tatăl, de a se consulta cu Duhul Sfânt, de a se întruni în sfatul acesta al Sfintei Treimi, pentru ca să reziste și partea umană până la capătul misiunii, așa cum partea divină n-avea nicio îndoială că va rezista. Ziceam că în duminica viitoare o să îl vedem apoi cum și-a recâștigat puterile și umblând dumnezeiește pe luciul apei. Și acum să revenim la momentul, doar în câteva clipe, la momentul central, acela al minunii înmulțirii. Poate crede cineva că Mântuitorul a venit ca să aprovizioneze omenirea cu pâine? Nu era misiunea lui. A făcut-o de mila lor, știind în ce situație se găsesc. Și a profitat de momentul acesta pentru a demonstra altceva de fapt. Credeți că Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat doar ca să vindece bolnavii? Nu. Pentru aceasta ne-a lăsat pe noi să ne vindecăm unii pe alții. De cei care învață să vindece, vindecă ceilalți, ne ducem și ne plângem. Dar a vindecat pe mulți din milă și pentru a dovedi puterea sa dumnezeiască. În ce privește această înmulțire a pâinilor, dragii mei, este o prefigurare a unei alte minuni, mult mai mari decât aceasta. Că a înmulțit 5 pâini și au ajuns la 1000 de oameni, da, e o putere dumnezeiască, e un miracol, e o minune. Dar prin aceasta a vrut să ne pregătească pentru miracolul împărtășirii cu trupul și sângele său, întreaga omenire, nu câteva mii de oameni numai, și nu într-o după masă, ci până la sfârșitul veacurilor. Asta a însemnat înmulțirea pâinilor. Prefigurarea
împărtășirii cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El a spus limpede, eu sunt pâinea vieții. Deci face această asemănare spre a arăta că așa cum trupul are nevoie de hrana trupească, de pâine și de celelalte, așa are nevoie de hrana spirituală, care este împărtășirea cu trupul și sângele Său, bineînțeles, în pregătire deosebită prin Sfântele Rugăciuni și prin taina spovedaniei. Aceasta este, dragii mei, acesta este sensul Evangheliei pe care am ascultat-o astăzi. Să primească Dumnezeu Sfintele Rugăciuni, să vă binecuvinteze.